8 nuci pe zi ne pot salva viața, împiedică îngroșarea arterelor și previn bolile de inimă. 8 nuci pe zi, vaccin arterele flexibile, inima sănătoasă și previn apariția atacului vascular cerebral, arată un studiu realizat de cercetători americani de la Barcelona's Hospital Clinic, apărut în publicația American College of Cardiology. Specialiștii citați de BBC News vă sfătuiesc să consumați nuci mai ales după o masă bogată în grăsimi pentru a atenua efectele negative pe care acestea din urmă le au asupra organismului. Nucile, mai sănătoase decât uleiul de măsline. Cercetarea a constat în monitorizarea 24 de adulți, jumătate dintre ei cu un nivel normal al colesterolului, iar cealaltă jumătate cu un nivel ridicat. Participanții la studiu au primit două porții de salam, bogat în grăsimi, și brânză, pe care le-au consumat la un interval de o săptămână. La una dintre porții, cercetătorii au adăugat 5 lingurițe de ulei de măsline, iar la cealaltă, miezul la 8 nuci. Testele au arătat că atât uleiul de măsline, cât și nucile au ajutat la reducerea inflamațiilor din artere care apar brusc după o masă bogată în grăsimi saturate și care, în timp, favorizează întărirea arterelor și cresc riscul unor boli de inimă și al atacului vascular cerebral. Cu toate acestea, spre deosebire de uleiul de măsline, nucile au mai ajutat și la menținerea elasticității și flexibilității arterelor, indiferent de nivelul colesterolului. Tratează tulburările de ritm cardiac. Cercetătorii au mai observat că acidul alfa-linoleic din nuci poate fi benefic pentru cei cu tulburări ale ritmului cardiac. Ei au avertizat pe participanții la studiu că pot mânca absolut tot ceea ce doresc, cu condiția să consume și nuci. Acest lucru demonstrează că grăsimile protectoare din nuci înlătură efectele grăsimilor saturate din dietă, pe când o grăsime neutră, precum uleiul de măsline, nu are un rol atât de important, afirmă Robert Vogel, profesor la University of Maryland, Baltimore. Pentru că sunt elastice, arterele se pot întinde atunci când fluxul sanguin se îmbunătățește. Consumul de grăsimi întrerupe producerea de oxid nitric de către căptușala arterelor, necesar pentru menținerea flexibilă a vaselor de sânge. Nucile mai conțin antioxidant și arginină, un aminoacid folosit de organism pentru a produce oxidul nitric. Pentru vegetarieni, mai ales pentru vegetarieni, sfatul este de a combina nucile cu legume și pâine. Nucile și alunele pot înlocui majoritatea nutrienților animali în cazul persoanelor vegetariene. Printre nutrienți se numără cele mai multe vitamine B, fosfor, fier, cupru, potasiu și proteine. Ca mai toate proteinele din surse vegetale, cele din nuci și alune sunt inferioare calitativ celor animale. Cu toate acestea, în combinație cu pâine, cereale și leguminoase, mai ales soia și limte, se poate obține gamă întreagă și echilibrată de aminoacizi esențiali. Poftă bună la consumul nucilor! Rămâneți sănătoși! Apreciați materialul, distribuiți canalul și abonați-vă!